Condițiile din Spitalul Județean de Urgență Suceava au devenit umane și favorizează cât de cât bolnavii. Dacă până acum vizitatorii puteau veni la rude sau prieteni bolnavi doar într-un interval de 2 ore pe zi, de acum aceștia au program de vizitare extins. În fiecare din zile lucrătoare, programul de vizitare se face între orele 15 și 20, iar în zilele de sâmbătă și duminică și în sărbătorile legale, între orele 10-20. Și taxa de intrare de la spital de 1 leu pentru papucii de unică folosință nu va mai fi percepută de acum înainte. Contractul cu firma care distribuie papucii va fi reziliat, iar costul acestora va fi asigurat din bugetul spitalului. Pentru a respecta ordinul de ministru care interzice orice fel de taxare a vizitatorilor, s-a luat decizia ca să se rezilieze contractul cu firma care furniza acei papuci de unică folosință pentru a nu fi interpretată ca o taxă de vizitare, taxa percepută sau suma percepută pentru cumpărarea papucilor. O altă măsură luată de conducerea spitalului se referă la pacienții grav bolnavi internați. Aceștia vor avea dreptul ca un însoțitor să fie prezent permanent pe secție doar dacă respecte anumite reguli de igienă. Pacienții care au probleme grave de sănătate, pacienți aflați în stare terminală, pot beneficia la cererea familiei de prezența unui membru al familiei care să-i însoțească cu acordul șefului de secție și a conducerii spitalului pe toată perioada spitalizării. Evident că vor trebui respectate niște măsuri de igienă speciale, mai ales că vorbim de pacienți care de obicei sunt internați în secția de terapie intensivă sau în zone cu risc crescut. Vor trebui să aibă asupra lor pelerină de spital, vor trebui să fie în haine de interior, nu în haine de exterior, vor purta acele încălțăminte, acele articole de încălțăminte de unică folosință. Totuși, pentru evitarea aglomerării saloanelor, se va ține o evidență a numărului de vizitatori dintr-un salon, iar dacă numărul acestora îl depășește pe cel prevăzut de ordinul Ministrului Sănătății, aparținătorii vor avea de așteptat. Pe de altă parte, secțiile de anestezie și terapie intensivă și cardiologie, ATI, dispun de un telefon pentru aparținătorii pacienților internați în aceste secții, pentru a lua legătura cu medicii curanți, dar pentru a se facilita un dialog mai eficient, s-a stabilit și o oră de audiență în intervalul orar 13-14.